de stock picking, adică în momentul în care alegi anumite acțiuni pe baza unor elemente, ori tehnice, ori... și ai rămâne și cu un profit, trebuie să fii dispus să plătești comisioanele respective. Dacă succesul nu este creat la nivel de minte și la nivel de corp, foarte important este felul în care eu mă percep pe mine. Faptul că eu, necunoscându-mă cu adevărat, necunoscându-mi mecanismele interioare, a ști că pot, a crede că pot atât cât pot, așa cum pot, da? Înseamnă a avea încredere. Povestea mea începe undeva în ianuarie 2005, țin minte exact momentul în care mi-am deschis primul cont la un broker pe Bursa de Valori București. Unul dintre cele trei concepte la care lucrez eu în ultimul timp. Realitate, când vine vorba să ne investim banii, cu toții ne punem această întrebare. În ce ar trebui să investim? Educația copiilor din punct de vedere financiar. Economisire, evidența cheltuielilor, investiții, venituri pasive. Acestea sunt doar câteva dintre noțiunile care nu ar trebui să lipsească. Independență financiară, stabilitate psihică și inteligență emoțională. Profesionalism, mindset și cultură. Profesionalism ar fi primul cuvânt, seriozitate și prietenie.